prin atitudine responsabilă și constructivă în cadrul coaliției de guvernare. Au spus și antevorbitorii mei, doresc să subliniez și eu că Partidul Național Liberal, liberalii, nu s-au speriat niciodată de greutăți și le-au asumat cu responsabilitate, cu înțelepciune și au demonstrat că acestea pot fi rezolvate, pot fi duse la bun sfârșit. De aceea și astăzi, Partidul Național Liberal are ca obiectiv rezolvarea problemelor ridicate de sindicatele din educație și îmi asum ceea ce voi declara acum și anume că am avut un dialog deschis, îl vom avea în continuare și considerăm că problemele cadrelor didactice sunt îndreptățite, dar împreună, așa cum am procedat în zilele trecute, inclusiv ieri și sunt convins că și astăzi, prin dialog deschis, prin înțelegerea contextului și prin înțelegerea pașilor pe care avem de făcut în continuare pentru a asigura guvernarea și stabilitatea țării, vom ajunge la un rezultat astfel încât copiii și părinții să nu fie victimele acestui demers.